Vreau să filmez un pic. Am plecat în tură. Este ora 9 de la Bran spre Măgura Mare în Piatra Craiului. Suntem puțini de data asta. Puțin de abuni. Puțin de abuni. Hai, du-te înainte, Elena. Înainte, înainte. Așa. Și că puțin de abuni, auzi. Se vede, da. Ei trece acum la început e. Juse satul și mai în față e Bucegiu, stăm într-un punct de belvedere. Sunt binevenit. Ia uite păsărele, că știa că este tot. Natura în vie. E unde l-a fundat acolo? O cabană? Care face trasee cu mașina pe munte la ăla, dar aici, dar nu cred că pe Leauta, ăsta mai pădurit aici, aici, că face trasee de ofră. Am ajuns la stâna asta din Piatra Craiului. Vechitură. E micuță. Nu mai e funcțională, cred că. Probabil nu mai sunt nicio ieri. Sau că am terminat cu oile. Nu mai e nici acoperișul bun. Hai, rapidul! Noroc! Parcă a zis că-i tură o soară. Da, să zici sau dă pe film? A, lejeră, nu? Cum să suportă tot ce cere... Clientul. Clientul, dacă e un client care vrea să terminează, uite, gâlma. Deci dacă pe gâlma e nori, plouă. Unde, pe ce? Măgura Codle. Dacă e acolo, ploa... Așa. Zărnește și Măgura Codle. Mergem de vreo 2 ore. Mai avem vreo o oră până la vârf. O oră și poate.
Cam lejer, nu? Înainte de lejer ce înseamnă? Ce mai e? Noi nu facem ture înainte de lejer. Ultra lejer. Frumos aici la tot de tot. Ghiocei. Ne-am întâlnit cu un grup din Brașov. Dăm înainte. Zărnești tu. Aici suntem în șa. Da, eu de mișto să vedem vizai. Suntem pe vârful Măgura Mare, la 1375 de metri, nu iarna, acum un pic ce se vede, se vede Zărneștiul, Piatra Craiului. Aici, aici veniți! Alo! Pe aici! Copii! Vine lumea pe vârf. Bine ați venit pe vârful Măgura. O să-i fac și așa cum stă. I-am făcut și. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, este ziua Elenei Bruma. Suntem pe vârful Măgura. Să trăiască, bravo, este! Am plecat pe vârful Măgura. Au ajuns la stână ei, se văd la stână. Altă stână. Uite acolo la stână. Păi așa am înțeles și eu și se întorc. Coborârea după Măgura, destul de abrupt. Aha, vedeți voi acum. Destul de abruptă coborârea asta, nu? Am avut și mai grele, asta e. E destul de hardcore așa. Coborârea asta. Oare să ne apuce ploaie? Oare să ne apuce ploaie, Mihai? Ne apucă. Ne apucă? Ne apucă de gen. Unde, la restaurant sau la... Da, ne apare și grupul după jnepeni și brazi. Deține toată coloana. A, da? Și cu bandă continuă. Îl știi care e?
de acolo venim. Cum e ce la pizza aia simplă? Margherita, da. La pizza simplă? Pizza da, pâine, mă. Margherita. Pâine. Pizza cu sos. Cum o se zice? Margherita cu ciupet. În curând o să ajungem jos în sat. Să filmăm ceafa mea de bulgar. Nu, nu, îl filmez pe orzi. Elena, ce faci? Mihai! Nu o cheamă? Mihaela, ce faci? Hola! De acolo venim. Am ajuns în sat. O luăm ușor pe ea. Încă nu ne-a plouat. E bine. Am ajuns la mănăstire din Măgura, ca de obicei închisă. Închisă. Bravo, Mihaiță, închină-te, mamă, închină-te, așa. Să te ajute Dumnezeu, este închisă. Cinste eroilor din satul Măgura și Moeciu. Să închidem poarta. Da? Gata. Ce-i cu... Hai? Păi nu are. Păi de ce-ți fac o 9 ore pauză? Ce-am mers? Mai ne întinde, nu? Și crei aici. Da. Ajungem la intersecție unde trebuie să facem dreapta. Să vede marcajul nostru. Spune-mi și mie cum să intri pe aici. Zi tu. E ulița satului. Și oițe. Și noi. Da, și mergem pe poteca asta. Pe uliță, de fapt, că suntem pe uliță. Din sat. Marcaj din nou. Da, am intrat din nou în pădure. Mai avem vreo 30 de minute, cred că, până la fântâna lui Botoroc, cam așa ceva. Timpul a fost cum noi, a fost superb. În covorul vom vedea prăpăstire. După 5 ore și un sfert ieșim în prăpăstii. Puteți trece și pe după aici sau prin loc?
face posibil.